priză al serii de care vă vorbeam, e vorba de, să-i spunem, chiar un moment festiv. Am invitat aici alături de noi niște copii de la o parohie din București, de la Biserica Olai, de care se ocupă în mod special doamna preoteasă Nora Iordache, pe care o rog să vă spună înainte de evoluția lor, pentru că o să ne colinde câteva cuvinte despre ceea ce se întâmplă acolo, despre acești copii. Sărămâna și bună seara, vă mulțumim pentru că ne-ați invitat. Noi suntem surpriza gălăgioasă care tot încearcă să-și facă simțită prezența. Sunt copii care au venit cu mare drag aici, am așteptat de mult acest moment și alături de profesorul nostru de chitară, domnul Daniel Vasilescu, vă prezentăm în prima audiție colinde scrise pe muzica pe versurile matinilor din închisorile comuniste. Domnul profesor care lucrează cu copiii noștri la biserică, biserica pe care și Fundația Părintele Arsenie Boca o susține și vă mulțumim pentru acest lucru. Copiii, spuneam, alături de domnul profesor, au pregătit niște colinde cu totul speciale și sperăm să vă pătrundă în inimă, să vă încălzească Crăciunul și în felul acesta să-i facem și pe cei care au suferit în închisorile comuniste să trăiască alături de noi și să aibă parte de Crăciun în familie, alături de cei dragi, cu multă lumină și cu pace. Mulțumim!